Pentru al patrulea an la rând, membrii bisericii Vox Domini din Timișoara au prezentat în luna decembrie spectacolul Povestirea Nașterii Mântuitorului. Spectacolul a fost prezentat atât în localitatea Dumbrăvița, cât și în Timișoara, având câte 4 reprezentații în fiecare din cele 5 zile și a adunat de fiecare dată sute de participanți. Este important că cu această sărbătoare și spectacol vrem ca să ajutăm românii, oamenii și cei de aici să-L sărbătorească pe Domnul Hristos, așa cum se cuvine. Pentru asta este tot efortul. Ideea acestei, știu eu, manifestații vine din partea lui Doru și Ronela Herdean. Ei sunt misionari aici în Timișoara. Eu am participat anul trecut împreună cu ei și noi ca biserică, Vox Domini, fiind implicați în comunitatea și studențească și aici în Dumbrăvița, ne-am gândit să avem această piesă și această, știu eu, spectacol, cum îi spuneți voi, Povestirea Nașterii Mântuitorului aici în Dumbrăvița. Noi avem 10 case tematice. Oamenii se adună la poarta curții lui Irod, apoi intră la Irod, merg la înscriere, este un recensământ, și apoi intrăm în Betleem și avem Casa Templarului, Casa Olarului, Casa Fierarului, avem o casă cu activități pentru copii, teatru de păpuși, Casa de Servire, Hanu și Ieslea. Pentru ca acest spectacol să poată prinde viață, peste 100 de membri ai Bisericii Vox Domini și de voluntari de toate vârstele au contribuit la punerea în scenă. Numeroși alții au donat materiale de construcții și au muncit la construirea și amenajarea celor 10 case tematice și a celor 10 staule cu animale, în care mai mulți crescători de animale din județul Timiș au adus viței, oi, capre, ponei și măgari. Voluntari care au organizat tot evenimentul sunt peste 100, membri ai Bisericii Vox și parteneri Asociației Totul pentru Hristos și ceva membri de la câteva biserici care sunt implicați. Eu sunt înger, ele sunt... Eu sunt la bagi, slujitor, îi ajut cu cadourile. Faci cadourile magii? Da. Eu sunt păstar. Eu sunt irodiadă. Fără să luăm în calcul voluntariatul, undeva la peste 30.000 de roni a costat strict doar câteva materialele. Biserica noastră, Biserica Vox Domini, a susținut, știu eu, în proporție de peste 50%, și apoi am avut prieteni, oameni care ne-au dăruit. Vițelul, poneiul, l-avem de aici, de la o localitate, Covaci, așa? Da, da, și mulțumim foarte mult. Apoi, un măgar și 3 oi avem de la un domn de la Giarmata, iarăși o turmă de oi și un măgar de la Giroc sau de la Moșnița, că nu vreau ca să încurc, și caprele le avem de aici, de la un domn din Dumbrăvița. Odată cu spectacolul Povestirii Nașterii Mântuitorului, cei prezenți la Dumbrăvița au luat parte și la un spectacol de colinde. Iar ca să ne convingă că acestea le-au plăcut cel mai mult, câțiva dintre cei mici au colindat și ei. Mie mi-a plăcut pentru că sunt credincios și mi-a plăcut. Îmi plac colindele. Și mie mi-a plăcut foarte mult. Sincer, eu n-am mai văzut așa un spectacol. Am plecat să colindăm, dom, dom, să înălțăm. Când boierinul s-a acasă, dom, dom, să înălțăm. Când boierinul s-a acasă, dom, dom, să înălțăm. Dom, dom, să înălțăm, dom, dom, să înălțăm. Când vânătoare, dom, dom, să înălțăm. Să vâneze căprioare, dom, dom, să înălțăm. Să vâneze căprioare, dom, dom, să înălțăm. Dom, dom, să înălțăm, dom, dom, să înălțăm. Căprioare n-au vânat, dom, dom, să înălțăm. Și-au vânat un iepuraș, dom, dom, să înălțăm. Și-au vânat un iepuraș, dom, dom, să înălțăm. Dom, dom, să înălțăm, dom, dom, să înălțăm. Să vâncă din pielea lui, dom, dom, să înălțăm. Veșmânt frumos domnului, dom, dom, să înălțăm. Veșmânt frumos domnului, dom, dom, să înălțăm. Dom, dom, să înălțăm, dom, dom, să înălțăm. Aici! Oameni buni, vă rugăm! Avem nevoie de adăpost! Doar adăpost, acum!
nevoie. Toate locurile sunt ocupate. Oh, om bun, ajută-ne, ajută-ne, doar adăpost, orice. Singurul loc care vi-l pot oferi este în iesle. Puteți merge acolo. Îți mulțumesc, îți mulțumesc, om bun. Dumnezeu să fie cu tine. Gata, am găsit. Urmând steaua, steaua din profeție, am venit să vedem pe împăratul iudeilor de curând născut. Această stea care vă călăuzește, spuneți-mi ce reprezintă. Profeția ne spune despre un copil. Un copil a cărui naștere e vestită de către steaua pe care urmăm de foarte multă vreme. Cum adică un copil? Nu căutați un bărbat. Un bărbat care e pregătit să se proclame Mesia. Nu, nu, nu. E doar un copil. Mesia pentru toți. De la cel mai josnic om până la cei mai mari regi. Noi l-am așteptat pe regele lui Dumnezeu. De ani îl așteptăm. Când îl găsiți, vă rog să ne spuneți și nouă, ca să ne închinăm și noi lui. Dumnezeu ne-a trimis pe Mesia, Mântuitorul. Cel mai mare dintre toți regii, născut în cel mai umil loc posibil, Dumnezeu întrupat. Aur. Aur pentru regele regilor. Tămâie pentru preotul preoților. Smirnă, în onoarea împăratului. Vă mulțumim pentru răbdare. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți. Putem să aplaudăm pe cei care au jucat. Aici, dacă vreți să faceți o poză la iesle și apoi cu toți ne vom deplasa la Casa de Cultură, unde cred că este lumină, cu siguranță este căldură și acolo vom fi așteptați de un grup, un concert de colinzi.